La târgul de turism în vacanță au participat 26 de expozanți. Acesta s-a adresat persoanelor aflate în căutarea unui pachet turistic atractiv pentru sărbătorile de iarnă și au avut de unde să aleagă. Iată cu ce oferte au venit agențiile de turism. Anul acesta, tendința foarte mare a fost spre destinațiile exotice în ceea ce privesc excursiile externe, respectiv Mexic, Cuba, Republica Dominicană, Brazilia. Prețurile ar începe de la 130 de euro, cazare cu mic dejun, 3 nopți în Baltic, și ajung undeva până la 200-250 de euro la hotelurile de 4 stele în Bulgaria. Persoanele au putut găsi la târgul Vacanța și oferte pentru cursuri de vioară și nu numai. La acest târg ne-am prezentat cu cursurile noastre de vioară, de cursurile de limba turcă, cursurile de fotografie artistică și, bineînțeles, cursurile de pictură pentru copii. De asemenea, promovăm și pictura pe apă ebru, ale căror cursuri le organizăm gratuite la noi la centru, Centrul Cultural Turc în USMR Constanța. De asemenea, avem și rahat turcesc astăzi și cafea turcească. Organizatorii au pregătit numeroase surprize, precum spectacole, dar și tombole atractive.